Briza plăcută a oceanului te ajută să-ți amintești mai ușor de cele mai frumoase vacanțe ale tale. Wow! Parcă altfel este plouă în Hawaii decât în drumul taberei. Efectiv, am crezut că acolo mor. La ce te-ai gândit în momentele alea? M-am rugat. Mi-a ți-a cerut iertare pentru orice am făcut. Înseamnă că a durat foarte mult. Nu mai fac niciodată. A făta vaca, purceaua. Așa, evenimente, am mers la colindat. Evenimente importante în gospodăria bunicilor și în viața ta. Bineînțeles, eram parte din proces. Mereu m-am gândit că dacă sau când voi avea un copil, cu siguranță voi trimite la țară. Eu zic că atunci când sunt mici copii, nu fac o mare diferență între Maldive și Saturn. Nu mă feresc să încerc chestii noi. În Thailanda, de exemplu, am încercat carne de crocodil. În Dolomiți, când am fost, am mâncat pentru prima oară carne de cerb. Nu mai mâncasem coadă de taur în Spania. Nu mă feresc să încerc lucruri noi. Coadă de maimuță. Coadă de maimuță, nu? Încă nu. M-am bătut cu o maimuță în Bali. Și cine a câștigat? Eram sigură. Ți-am zis că merg la sală. Am stat o vacanță cap-coadă numai în camera de hotel dezbrăcată, pentru că nu suportam nici pijamaua pe mine. Deci bine, m-am frit cum ar veni și la propriu și la figura de multe ori. Nu s-a supărat. Nu că se duce la plajă și de vacanță. Oh. Thank you. Thank you. Thank you for coming. Ah, ce drăguț. Cam așa vei fi primit în Bora Bora, în aeroport. Mulțumesc. Când vei ajunge. Cafea cu visuri vă este prezentată de Apa Bucovina. Bine v-am regăsit la Cafea cu visuri. Invitata mea de astăzi este Corina Caragea, colegă, prietenă, un călător neobosit până în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, un om care are de împărtășit multe experiențe minunate pe care abia aștept să le aflu. Bine ai venit, Corina! Bine te-am și găsit! Mulțumesc că ai acceptat invitația mea la Cafea cu visuri. Eu îți mulțumesc că m-ai invitat să vorbesc despre subiectul meu preferat, călătoriile, pasiunea mea, hobby-ul meu și visul meu din copilărie. Pentru început, îți propun să facem un exercițiu de imaginație și să spunem că ne aflăm pe o plajă cu nisip alb, fin, unde briza plăcută a oceanului te ajută să-ți amintești mai ușor de cele mai frumoase vacanțe ale tale. Wow! Stai un pic, îți vine o frunză de palmier. Ai grijă, te rog, la da, apă. Să mă descalzi. Dacă vine un val mai mare. Îmi intră pantofii în apă, da. Nu știu ce să fac. Ești în siguranță, ești în siguranță, da. Mulțumesc. Uite, ești în elementul tău. Și așa zice toată lumea că sunt în vacanță în permanență. Da. M-ai ajutat să fiu în vacanță și astăzi, deși vin de la muncă. Ești foarte bine integrată în acest peisaj. Da, îmi place. Te prinde de minune cu pielea ta bronzată. E foarte bine. Mulțumesc, ochelari de soare nu mi-au adus, da? Mulțumesc frumos pentru surpriza asta. Putem rămâne aici tot interviu? Aici. Așa. Da? E bine, da. Te simți confortabil. Da. Sunt în șezlong acum, așa mă gândesc. Să presupunem că suntem în Hawaii. Da. Abia am ajuns aici și am nevoie de sfatul tău. Așa, ia să vedem cu ce te pot ajuta. O vacanță cât mai reușită. O vacanță perfectă. Așa. Ce recomandări ai pentru mine? În primul rând, să te înarmezi cu răbdare, pentru că zborul este foarte lung. Foarte lung. Câte ore? Nu le-am adunat, n-am făcut un total, că cu nu mai plecam. Cu siguranță a fost cu escală. Nu mai plecam. Da. Și atunci eu zic că am procedat foarte bine să fac o oprire în America, în San Francisco. Am stat acolo o săptămână și de acolo am plecat mai departe. Deci până în San Francisco, m-am oprit și în New York. Așa, da, deci atunci în New York, nu e rău. Da. Apoi în San Francisco și din San Francisco în Hawaii, încă 6 ore. Mi s-a părut că este la capătul pământului. Într-adevăr, este foarte departe, dar merită. Ce trucuri ai pentru un zbor atât de lung? Multă lume se sperie de o durată așa mare a zborului. Da, în primul rând, atunci când îmi fac rezervarea, am grijă să aleg, dacă se poate, un zbor de noapte. Și atunci mă urc în avion direct obosită și adorm. Unii pot dormi, unii nu pot dormi, unora le frică, altora nu. Eu mă culc liniștită și atunci mai salvez trece mai ușor. În avion am grijă să mă hidratez foarte bine.
să beau multă apă, să îmi iau cremă pentru mâini, pentru față. Și îmi ocup timpul, de obicei îmi scriu texte pentru blogul meu de travel, meditez poze pentru Insta sau clipuri pentru canalul meu de YouTube. Atunci este momentul perfect, nu știu, dar eu am inspirație în avion, atunci îmi vin toate ideile. E locul în care te simți cel mai bine. Exact, da, atunci îmi vin toate ideile și am și timp să mă uit în cele 42.000 de poze din telefonul meu și să mai multe. Fac un pic curat. Da, nu sunt multe. Nu sunt atunci multe. Ar trebui multe zboruri legate, așa, ca să ai timp să le răspoi. Doamne ajută, da, să mai fie zboruri. Da, deci în principal asta fac, îmi iau un zbor de noapte ca să fac tot posibilul să dorm o bucată din drum. Și mai fac, uite, niște scale. Mă ajută să mă mai dezmorțesc. Niște scale mai frumoase. Niște scale frumoase, dacă se poate. Dacă se poate, acum depinde și de destinație. Da. Ce tip de transport ai ales în Hawaii? Ai închiriat o mașină? Ai folosit transportul public? Depinde unde te duci, pentru că Hawaii înseamnă mai multe insule. Sigur, cea mai cunoscută este Oahu, acolo unde am poposit și eu. Și singura în care se poate merge cu autobuzul. Așa că cea mai mare parte din vacanță am folosit autobuzul și pentru 2-3 zile am închiriat o mașină foarte frumoasă. Și m-a ajutat foarte mult să mă deplasez, pentru că Hawaii este foarte ofertant, este o locație foarte ofertantă și distanțele mari și distanțele mari, dar m-am descurcat bine și cu autobuzul și am luat și troleul, pentru că dacă de obicei găsim un city bus turistic, la ei este un troleu turistic. Așadar, e bine pus la punct transportul. Da, infrastructura este minunată, casele sunt foarte frumoase, așa că eram numai gură cască pe geam în permanență. Și vreau să zic că în fiecare zi eram în altă parte, la altă plajă, sunt diferite între ele. Hawaii este o destinație care mi-a rămas așa în suflet și dacă mă încumet să mai bat drumul până acolo și mai pun niște bani la pușculiță, o să mai ajung. Care sunt atracțiile în Hawaii? Ce n-ar trebui să ratăm dacă ajungem? Uite, eu sunt proaspăt ajunsă, cum ți-am zis. Așa. Și trebuie să am un program clar, să le bifez pe toate. Eu zic că cel mai bine în vacanță să nu ai un program clar, să nu bifezi, să nu mergi ca să bifezi, să nu te duci cu listă, ci să te relaxezi și să o iei așa la picior, fără hartă, dacă se poate. Alea sunt cele mai frumoase vacanțe ale mele, când nu trebuie să alerg de colo-colo disperată, să bifez și muzeul ăla, și magazinul ăla, și, nu știu, obiectiv turistic. Așa am făcut eu în Hawaii, nu m-am dus cu o listă. M-am cazat fix foarte aproape de Waikiki Beach. Este o plajă faimoasă. Cum alegi cazarea? Vrei să fii într-un loc mai izolat, într-un resort intim? Sau vrei să fii în mijlocul hotel acțiunii, unde sunt turiștii? Da, acolo m-am cazat în mijlocul acțiunii. Depinde și de destinație. Da. Aici, pentru că era îndepărtată și nu era foarte cunoscută, am zis să fiu sigură să mă cazez direct în centru, la un hotel normal, mai ieftin decât la noi în Mamaia, pentru că am făcut o comparație atunci. Și a fost perfect, pentru că am ajuns foarte, foarte repede. Waikiki Beach, doar coboram din hotel și ajungeam pe plaja lor faimoasă și aveam strada lor principală cu toate magazinele și restaurantele. Mâncarea cum e? Foarte bună și e pentru orice mofturos, ca să zic așa. Pentru că plac oricui. Da, pentru că sunt atât de multe influențe acolo. Sunt și filipinezi, sunt și japonezi, sunt și americani, sunt și foarte mulți europeni. Și nu ai cum să nu găsești ceva pe gustul tău, asta e clar. Deci m-am cazat în centru, ca să-mi fie ușor aici, în Hawaii. Să-mi fie ușor să mă pot deplasa. Ai învățat vreo rețetă sau ai încercat acasă să o pui în practică? Nu, nu-mi amintesc ceva local. Eu cam fac mutre așa la mâncare. Hawaii este destinația perfectă, are de toate. Are absolut tot ce vrei tu, cum spuneam, și mâncare, și natură, și peisaje frumoase, cazări extraordinare. Și oamenii sunt ok, dar parcă nu sunt ca cei din Bali. Nu, m-am simțit foarte bine acolo și din punctul ăsta de vedere, ospitalitatea este de nota 10. Ce ar fi de neratat recomandarea numărul 1 în Hawaii pentru mine? Depinde ce pentru tine, una dintre plajele superbe din Hawaii.
Pentru că știu că îți place să te relaxezi la plajă. Dacă mergi cui și cu copiii, unii se plictisesc la plajă sau nu le place la soare, pur și simplu. Deci depinde ce fel de turist ești. Da, vreau la plajă, e bine. Așa. Ce să-mi comand la plajă? Sunt diferite. Un cocktail bun, răcoros? Un cocktail bun, poate iei lecții de surf. Vezi ceva nou. Da, da, așa. Sigur că da, da. Îți iei și conacul cu tine. Nu am nevoie de colac, înot foarte bine, ca un rechin. Așa, bravo. Îți iau ție colacul. După care aș recomanda să faci o vizită la Pearl Harbor, unde a fost acel moment important din istoria Americii. Este impresionant memorialul de acolo. Vei petrece o zi și îți recomand să iei și pe copii, pentru că este o lecție de istorie. Aș merge la Diamond Head, dacă îți plac vulcanii. Da. Așa. Și dacă ți-a plăcut Jurassic Park, să vezi unde s-a filmat, la faimoasa fermă de acolo. Da. Natura este impresionantă. Da, și e atractiv. Am văzut și foarte mulți cai. Știu că îți plac caii. Așa e. Am niște poze foarte frumoase cu cai de acolo. Iar relieful este minunat în Hawaii, oriunde te-i duce. Deci e ceva... Poate da. Sunt numai postere peste tot și nu-ți vine să multă crezi că sunt adevărate. Și, îmbrăcați munții. Munții îmbrăcați în verde. În mult așa. Verde. Foarte, pare că foarte nu sunt frumos. Reali. Da. Deci asta pare că e un poster că... trucat. Da, 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 viu. Da. Și acum când mă mai uit la poze, nu vine să cred că, Doamne, eu am fost acolo. Sunt norocoasă că, uite, pot să călătoresc atât de departe. Cum îți alegi următoarea destinație? O cauți din timp sau vânezi cât un last minute și dacă e ceva potrivit sau pe gustul tău, ai și plecat? Mi-ar plăcea să spun că sunt pe tip organizată și îmi fac temele cu un an înainte, îmi caut cele mai bune oferte de avion, găsesc prețuri bune, că așa e când te organizezi din timp, dar nu este așa. Sunt undeva la mijloc, niciodată nu am prins ceva last minute. Am tot auzit de acele oferte miraculoase. Da, în sunt moment, mulți care pleacă. Sunt mulți care pleacă așa. Cred că trebuie să fii foarte flexibil pentru ele. Adică am încercat odată și trebuia să stau de marți până joi, nu știu ce destinație, la hotelul X. Adică da, nu, și nu ți se potrivește, nu e nu mi se potrivește genul ăsta de vacanță. Plus că am un job și... Nu sunt cu programul atât de flexibil. Și trebuie să te încadrezi fix într-o exact, știu că am concediu clară. Din data de în data de și din păcate, dar am prins și eu oferte foarte bune. Țin minte că am fost la Milano cu 50 de euro. Bun. Da, a fost minunat. Un pont sigur, pe care poți să-l dau. Sigur nu de anul nou de ziua ta. Nu, atunci este data de revelion sigur mai presc cu 50 de euro. Da, și știi norocoasă. Că în fiecare an da, mă plâng de chestia asta. Un pont pe care poți să-l dau celor pasionați de călătorii, să te abonezi la toate companiile aeriene, să... Eu folosesc punctele de fidelitate, călătoresc foarte mult și atunci mi se adună acolo și chiar de curând mi-am cumpărat un bilet de avion numai din aceste puncte. Deci, da. Practic, nu am plătit sunt nimic. Sunt convinsă că ai adunat punctele astea din foarte multe călătorii. Dacă ai fi mers o singură dată sau de două ori, probabil că nu ți ajungeau punctele. Da, un alt pont este să cauți pe un motor de căutare de bilete de avion și să faci o comparație cu site-ul, direct site-ul companiei aeriene. Dacă ești abonată la site-urile companiilor aeriene, primești pe mail tot felul de oferte. Eu am prins oferte așa. Dacă m-am încadrat, odată m-am încadrat în, dacă mergi la New York, în vara aceasta, în luna iulie, avem bilete foarte bune și m-am încadrat. Deci trebuie să fii geană, cum s-ar spune. Și sunt convinsă că ești. Să nu te întorci duminică seara. Adică să nu pleci și să te întorci exact când pleacă toată lumea. E evident. Cel mai aglomerat. Adică mie mi s-a întâmplat să caut un bilet de avion să mă întorc acasă duminică seara, era, nu știu, 3.000 de lei. Dacă mă întorceam luni seara, era 1.500 de lei. Deci la bine jumătate. Bine de știut. Bineînțeles, dacă mergi în extra sezon, asta e clar și logic, peste tot prețurile sunt mult, mult mai mici, mai să eviți vacanțele și nu e atât copiilor. De aglomerat, e bine și așa în extra bineînțeles, sezon. Bineînțeles, evident că nu este atât de aglomerat, însă vremea este o loterie.
Deci da, joci la această loterie dacă te bagi. Poate că în așa insule frumoase și o ploaie binevenită, da, și Hawaii parcă arată altfel, nu? Tot anul și parcă altfel este plouă în Hawaii, da, decât în drumul taberei. Ai frici legate de călătorii în timpul zborului sau de condiții medicale, de sistemul medical din zona respectivă? Nu, frică de zbor nu am. Mare frica mea este cea de apă. Altfel nu. Asta e singura. Deci mă tem să închiriez o barcă să merg acolo în aceste destinații. Ce paradox, sunt foarte multe, da, știu. Exact. Și nu poți să te bucuri 100% de tot ce ți oferă. Da, exact, pentru că mie e foarte frică de apă. Multe insule se face doar cu barca. Da. Ce faci pe barcă? Rezist, nu-i problemă. Stai cu ochii închiși. Rezist, nu sunt atât de nebună totuși. Însă vreau să spun că nu mă umor după aceste excursii, da, cu catamaranul sau aceste transferuri. Dacă pot să iau avionul, e minunat. Am încercat de câteva ori și odată am avut un incident tare urât, chiar de curând, acum în pandemie, în 2020. Doamne, deci am zis că mor, efectiv, m-am dat jos de pe barcă verde, albastră. Erau valori mari? Cu motiv, adică nu că sunt eu nebună și vai, nu-mi place pe barcă, eu am rău de mare. Ce sau s-a întâmplat? Ceva. Erau valori foarte, foarte mari în Grecia. Nu am plecat cu cineva experimentat și... Barca era destul de mică, erau nesigură probabil și... Nesigură, nu știam ce să facem în acele condiții și efectiv am crezut că acolo mor. La ce te-ai gândit în momentele alea? M-am rugat. Mi-a cerut iertare pentru orice am făcut. Înseamnă că a durat foarte mult. Nu mai fac niciodată. Da, dacă... mi s-a părut că a durat o veșnicie, da. Și după aia nici nu... Era și teamă să mai povestesc și altcuiva, atât de îngrozită am fost și m-am dat jos de acolo, nu venea să pup pământul, că l-am mai, nu speram să-l mai văd vreodată. Atunci am zis că nu mai urc niciodată într-o barcă, dar o să uiți, credem, am uitat că o să uiți. Da. De unde da. Nu în barca să ajungem pe cealaltă insulă? Când erai mică, visai să călătorești atât de departe? Da. Da. Când eram mică, mă culcam seara și mă gândeam că mâine dimineață mă trezesc asta la Paris, voiam, mă exact trezesc asta voiam să te în întreb. Altă parte. Bănuiesc că ai crescut ca cei mai mulți dintre copii la bloc. Da. Printre blocurile gri, așa, se întrezărea undeva departe o plajă cu nisip fin, cu un turcoaz, cu apă turcoaz, care spune vino, sunt Hawaii, te aștept, Corina. Nu neapărat o plajă, dar întotdeauna am visat să văd ce e dincolo de granițe, astfel încât m-am pregătit pentru un liceu în limba engleză, visând să ajung la Londra, am visat să studiez în străinătate. Așa că ai pus și tu o cărămidă ca toate astea să se întâmple. Da, exact. N-ai stat doar și străine, să ți se întâmple minunea. Da. Ai făcut ce ai ținut de tine. Da, să... exact. Ok, visăm că mâine ne trezim în America, dar hai să facem ceva în sensul ăsta. Asta mi-am dorit dintotdeauna și nu mă întreba de ce, adică nu știu, n-am văzut la e-mail chestia asta. A fost în tine ceva acolo. Pur și simplu a fost în mine, da. Și mi se părea, am fost întotdeauna foarte curioasă și am prins o perioadă scurtă din fericire din comunism. Când totul era gri, prin 90 și-a luat tata un televizor color și... mi-a fost mai ușor să visez mai departe, după care am început să vedem filme la televizor, vedeam Beverly Hills și mi se părea wow, ce frumos e la școală în America. Sigur o să ajung și eu acolo într-o zi, nu? Da, a fost unul dintre visurile mele să ajung în America și asta mi-am promis imediat cum voi câștiga mai mulți bani încât să îmi permit asta. Voi merge în America. Și așa am făcut. Ai reușit. Da, da, da. Simte că eram atât de fericită. Venea să țopăi pe fiecare stradă pe ce care am impresia că știu de undeva. Parcă am mai văzut-o undeva. Filmul nu știu care. Da, iată că acum sunt și eu un peisaj. Da, da, da. Avem o poză cu tine, micuță, frumușică. Da. Cum a fost copilăria ta? A fost cu multe vacanțe la țară. Pentru că...
nu știu, așa, vreau mie să scape de mine sau nu știu de ce. Dar ți-a prins bine. Dar mi-a prins foarte bine și chiar mă gândeam că este foarte tristă copilăria unui băiețel sau unei fetițe fără o vacanță la țară. Eu nu am avut bunici la țară, din păcate, și da, am suferit din păcate, foarte mult. Exact. Toți prietenii mei plecau pe timpul verii sau în vacanțe la țară la bunici și se întorceau cu niște povești extraordinare. Da, da, da. Tot felul de aventuri, de nezbutii de care eu nu aveam parte. Cum arăta o zi la bunici, o zi din viața ta la țară? Eu mi-amintesc că în prima zi de școală aveam de făcut această compunere, fiecare ce a făcut peste vară. Și de fiecare dată eu înșiram evenimentele din curtea bunicilor. Afăta vaca, purceaua. Așa, evenimente, am mers la colindat. Evenimente importante în gospodăria bunicilor și în viața ta. Bineînțeles, eram parte din proces. Am fost la colindat, a înghețat gârla, cam astea erau poveștile mele. M-a tras tataie cu Sania pe uliță, nu știu ce probleme mai aveam noi pe acolo. M-am bătut cu sormea pe covrigii de la colindat. Lucruri foarte simple. Atunci, pe vremea aia, mă gândeam, dar de ce nu merg și eu în tabără în Anglia? Și acum le privești cu alți ochi, toate momentele astea. Acum, bineînțeles că le privesc cu alți ochi. Au fost lecții importante pe care orice copil trebuie să le învețe. Acum căutăm conectarea cu natura, căutăm locurile în care putem să... Da, mi se pare că acum căutăm poate puțin forțat, pe când atunci era atât de natural, atât de firesc. Da, să mergi de sculță pe uliță, era... Era în căutarea unei destinații unde să fie și verdeață și aer curat și un râu în apropiere. Toate astea le aveai... În curtea casei, în bătătură. Da, exact, bătătură. Și adunam corcodușe și mergeam cu tataie la rând, era la rând cu zile. Vaci și așa mai departe. Sigur că le priveam altfel atunci, dar mereu m-am gândit dacă sau când voi avea un copil, cu siguranță voi trimite la țară. Ca să crească sănătos, nu? Să aibă o bază bună. Da, exact. Nu mai zic oamenii de și acolo. Și în Hawaii pe copil? Îl iau. Jumate de vacanță la bunici și jumate în Hawaii. Da, da, mi se pare foarte dificil totuși să călătorești cu un copil atât de mult. Văd în avion. Te vezi cu un copil mic de un an, doi, la un drum atât de lung? Nu știu, niciodată să nu știi, să știi, să nu zici niciodată. Nu știu să-ți spun, am văzut, oamenii sunt foarte diferiți. Ai face față tu? Eu n-aș face față nici o zi cu un copil, deci mi se pare foarte, foarte dificil. Dar am văzut foarte mulți curajoși. Că la cât de haioasă ești tu, sigur s-ar distra mult cu tine. Încă nu s-ar plictisi. Da, doar să nu deranjeze ceilalți pasageri, atât îmi doresc să fie cu mințel. În ce loc de pe lumea asta l-ai duce prima dată pe copil? Așa, ca o poză cu tine, cu familia ta și cu un copilaș la mijloc acolo, unde te-ai vedea? Eu zic că atunci când sunt mici copii nu fac o mare diferență între Maldive și Saturn. Pentru ei, când ești mic, contează cu totul alte chestii. Dar el... Să fie cu părinții aproape. Să fie cu părinții, să aibă prieteni de joacă în jur, nu contează cât de albastră e apa, cât de fin e nisipul, dacă are palmieri sau corcoduș la mama e pe uliță. Deci, cred că atunci când e mic, așa cum îți spuneam, îl voi duce aici pe aproape. Important e să se simtă bine, să mănânce sănătos. Lecția cea mai importantă pe care ai învățat-o din toate călătoriile pe care le-ai avut până acum? Să nu judec, să nu plec cu prejudecăți. Suntem foarte diferiți noi oamenii și asta e frumusețea. Și să ne acceptăm așa cum suntem, diferiți. Da, exact. O altă lecție ar fi faptul că am văzut România mult mai frumoasă decât o credeam. Adică știi că de multe ori te gândești, dar de ce sunt așa civilizați și noi, la noi nu se poate, dar... Ei de ce? Noi de ce aruncăm gunoiul pe jos? Dar noi de ce? Nu știu. Ai tendința să fii foarte critic cu propria țară. Ei bine, atunci când călătorești mai mult, o vezi cu alți ochi la întoarcere.
și dublu câștig. Vezi și un loc frumos și îți plăcești apreciezi mai mult și mai mult țara. Țara ta, pentru că de fapt nicio țară nu e perfectă. Prin urmare, nici România. România are foarte, foarte multe bogății. Acum că nu știm noi să ne punem în valoare, asta, asta e altceva. Asta e altă poveste. Bubele pe care noi le vedem aici, la alții sunt mult mai mari. Mult mai mari, doar că noi nu le vedem, pentru că noi suntem turiști. Atunci când ești turist, e cu totul altă. Ai o altă perspectivă, e adevărat. Bineînțeles, nu ai timp să vezi hibele de acolo. Vezi doar coaja frumoasă. Exact. Așa. Doar ambalajul frumos. Exact, da. Ce visai să devii când erai mică? Păi mai multe pe rând, așa. Stewardeză, mare surpriză, nu te așteptai să zic asta, nu? Așa. Toate au legătură cu călătoriile. Da, am vrut să fiu profesoară de engleză, am vrut să fiu actriță și destul de vreme, zic eu, adică nu știu, cam cum am intrat la liceu, mi-am dat seama că vreau să dau la facultatea de jurnalism. Pentru că vreau să lucrez într-o redacție. Nu mă gândeam la televiziune, să fiu pe sticlă. Vreau să lucrez într-o redacție. Aveam la mama în pod și cred că mai sunt și acum, dacă nu le-au mâncat șoarecii, colecțiile de reviste, de ziare. Aveam un tătăiță vecin cu noi cu abonament la Evenimentul Zilei și la Adevărul. Și după ce le citeai, aveai sub nas tot ce erai pusă la punct cu toată informația, da, 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 da. Proaspătă. Da, 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 exact. Îmi cumpăram, dacă primeam de la mama ei niște bănuți, nu știu, să-mi iau înghețată, mergeam să-mi cumpăr o revistă. Mă fascina lumea asta. Deci tot ce ai visat, până la urmă, ți-ai împlinit într-un fel sau altul. Stewardeză. Călătoresc. Călătorești. Atunci când, da, sunt norocoasă. Engleza ai învățat pentru că aveai nevoie pentru călătorii. Da, actriță, da. Oarecum ești în toate filmările pe care le faci pentru Instagram și pentru, da, blogul tău. Și TikTok, unde mă prostesc. Jurnalist, da, ai reușit să fii. Așa, da, că l-ai îmbinat pe toate într-un mod cât se poate de frumos. Da, este un vis devenit realitate, deși nu mi l-am pus așa pe hârtie. Adică eu sunt o tipă foarte practică și mai puțin visătoare. Niciodată nu m-am gândit, uite, visez ca într-o zi să ajung pe plaja asta. Dar cu pași mici, așa, știam cam ce îmi doresc, să călătoresc și să cunosc culturi noi și tărâmuri noi, și am lucrat la treaba asta. Ce pasiune ai pe care nu în afară de asta? Da. În afară de asta? Da. Îmi place foarte mult să fac fotografii, dar asta cred că... Ne-am dat seama. Așa ați văzut. Îmi place mult machiajul. Sunt toate oarecum conexe, sunt legate de ce fac eu zi cu zi. Ca să fie de ajutor. Da, sunt o norocoasă să zic că muncesc puțin pentru, sau chiar deloc, pentru că faci cu plăcere. Da, mi-am transformat pasiunile într-un job și sunt plătită să fac ceea ce îmi place. Și atunci nu fac diferența între orele de muncă și timpul liber. De asta. Prezint știrile din sport și, da, o faci foarte bine. Mulțumesc. Tu practici un sport? Da. Care? Nu practic neapărat un sport, să mă laud acum. Bun, nu de performanță, am înțeles. În mod... Da, de performanță, însă merg la sală de 3 ori pe săptămână sub supravegherea unui instructor. Iarna merg la snowboard, merg la patinoar. Îmi place să fac sport în aer liber. Altfel, aruncat-o cu privirea. Cu vorbe. Cu vorbe. Și așa mai departe. Când eram mică, ai mei au considerat că eu trebuie să fac din toate câte puțin. Așa că am ajuns și la volei, am ajuns și la basket, care mi-a plăcut foarte mult. Am încercat și la not, dar am fugit. N-a fost să fie. N-a fost să fie. Nu puteai să fii bună chiar la toate. Da, exact. Da. Asta, da, cu notul mai puțin ți-a ieșit, în rest te, da, descurci. Da. Top 3 l-am început cu Hawaii. O, da, destinație splendidă. Da. Următoarea destinație pe lista ta ar fi? Exotic sau aici prin Europa? Una în care ai fost deja de mai multe ori? Bali. Bali, da, e, eu aș zice... A, ia uite!
Ia, uite, era să zic că e Japonia, dar nu. Nu, nu e Japonia. Nu, 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 e un templu din Bali. E un templu balinez. Sunt sute de temple acolo. Ei pun mare, mare preț pe spiritualitate. Consideră că există un spirit pentru orice. Și sticla asta are spiritul ei. Și au tot felul de ritualuri, de festivități, de celebrare a zeilor. Când mergi în Hawaii, în Bali, pe stradă, peste tot, s-ar putea să calci în farfurii cu diferite ofrande. Ofrande, da, pentru zei. Și acum când am fost ultima oară, am prins o sărbătoare de-a lor și ei erau foarte, foarte mulți, aproape toți, de fapt, îmbrăcați în haine tradiționale, cântau pe stradă și aceste ofrande erau chiar peste tot, în fața fiecarei case. Erau niște stâlpi foarte înalți, decorați de bambus, decorați cu flori. Fiecare casă are micul ei templu. Da, deci n-ai greșit când ai pus aici un templu, e reprezentativ pentru Bali. Te informezi înainte de a pleca într-o destinație despre care nu știi foarte multe lucruri? Mă gândesc la un comportament. Știu că în Asia, mai ales, unele gesturi care pentru europeni sunt normale, cum ar fi să atingi capul unui copil. Ți-e simpatic și îți vine să-i pui mâna pe cap. Al nimănui. Nu e acolo ok să faci asta. Acolo e considerat un gest ofensator. Da, da. Da, mă informez, pentru că am pățit-o odată. Ai pățit-o? Ce ai făcut? Am pățit-o în Dubai. Am zis să văd cum e acel metrou care merge pe deasupra. Și mi-am dat seama că eram într-un maieu și pantaloni scurți, singura femeie, singura femeie, și nu înțelegeam de ce se uită oamenii ăștia așa la mine, deci se uitau foarte, foarte insistent. Da, eram cam... Erai foarte atrăgătoare. Indecentă. Și... Da. Indecentă, da. Da, sunt țări unde nici gesturile intime, tandre, nu știu, ținut de mână sau pupat pe stradă, nu sunt permise. Nu sunt permise sau sunt considerate indecente și... Și atunci ai grijă întotdeauna să citești, nu? Să te informezi. Da, da, da. Din respect față de localnici. Mi se pare normal. Și, și din frica de a nu lua vreo amendă sau ajunge pe la închisoare sau eu știu, apropo că... De Bali am citit cu puțin timp înainte să plec, de exemplu, este o propunere de o nouă lege, pedeapsa cu închisoarea pentru cei care au relații în afara căsătoriei. Mi s-a părut foarte, foarte dur. Indonezia este în mare majoritate, populația este musulmană, ok, în Bali sunt hinduși. Dar da, este, iată de ce este foarte important să te informezi înainte. În Singapore, de exemplu, am plecat cu lecțiile făcute, cu guma de mestecat. Și totuși am uitat la un moment dat, am vrut să-mi cumpăr o gumă de mestecat și nu înțelegeam, dar de ce nu găsesc nicăieri gumă de mestecat? Asta e incredibil. Și mi-am amintit, stai-mă puțin, și este o crimă să o arunci pe jos. De asemenea, în Singapore m-am dus la fel cu frică să nu pună cineva droguri în buzunare sau în valiză. Da, nu că tolerează absolut deloc. O toleranță zero pentru așa ceva și închisoarea e cu viața. E pe viață, e îngrozitor. După mai multe vacanțe în Bali, o curiozitate a mea ar fi legată de bagaj. Sunt sigură că... În cea de-a treia călătorie, bagajul a fost mai mic decât în prima. Mă gândesc că prima dată ți-ai pus tot ce se putea pune în bagaj. Păi... A doua deja a fost mai bine și în a treia perfectă. Măgarul, știi cum învaț? Mi s-a întâmplat de multe ori să plec cu casa după mine sau mi-amintesc când am fost prima oară la Disneyland că am depășit cu 10 kg limita. Ai plecat cu tot magazinul. Am plecat cu tot magazinul, aveam dita mai sacul. Și a trebuit să scap cumva de el. Sau să-l plătesc. Și ce ai făcut? Am scăpat. Mi-am pus mai multe haine pe mine, așa. Și câte un pluș în fiecare mânecă. Așa, pluș în valiză. Am mai aruncat din ce nu trebuia se mai neapărat. Poartă. Nu se mai poartă și așa mai departe. Da, cu timpul și cu experiența, am învățat să ne organizez mult mai bine bagajul, să nu mai iau tot dulapul, să iau numai ce este necesar, pentru că
hai să recunoaștem, de fiecare dată când mergem. Nu le folosești, nu le pe toate, nu le porți. Adică... Ce conține bagajul tău? Ce pui acum? Dacă mâine ar trebui să-ți faci bagajul pentru Bali, ce ai aruncat în bagaj? Pardon, ce ai așezat frumos, împăturit în bagaj? Să știi că le rulez, este un truc. Apropo, că asta ziceam că șmecherile învățate ponturi cu timpul, nu? Da, da, da. Le rulez și este mult mai bine. Chiar nu mi se șifonează anumite bluze și rochii dacă sunt rulate. Am învățat să bag șosete, lenjerie intimă, în alte, într-o pălărie, de exemplu, să folosesc, să optimizez foarte bine spațiul. N-am știut să aducem pentru o demonstrație ceva. Da, pe canalul meu de YouTube, este adevărat că este un video mai vechi, am așa, îmi fac bagajul. Deci ne înveți tot ce trebuie acolo. Și vă învăț tot ce trebuie, dacă nu vreți să plătiți în plus. Pentru că e frustrant să știi că, uite, mi s-a întâmplat odată să trebuiască să plătesc un bagaj mai mult decât am plătit biletul de avion. Eu am grijă să-mi pun în bagajul de mână ce este cel mai important pentru mine, și anume lenjeria intimă, prosopul meu, pentru că plec întotdeauna cu prosop de acasă, medicamente, câteva din fiecare bucată cum ar veni. Pentru răceală, pentru... Mi s-a întâmplat de multe ori să am probleme cu digestia, da? Pentru că schimbăm meniul, bineînțeles, și nu mă feresc să încerc chestii noi. În Thailanda, de exemplu, am încercat carne de crocodil. În Dolomiți, când am fost, am mâncat pentru prima oară carne de cerb, nu mai mâncasem. Coadă de taur în Spania, nu mă feresc să încerc lucruri cu noi. Cu atât maimuță! Cu atât maimuță, nu? Încă nu. M-am bătut cu o maimuță în Bali. Și am câștigat. Eram sigură. Ți-am zis că merg la sală. Eram sigură. Așa. Nu, mă gândeam că sunteți... Că suntem surori, da, cu oameni. Te știu, fire vulcanică, așa că exact. Nu te lași. Și da, când ești departe de casă se pot și schimbi mediul, schimbi bucătăria, schimbi tot, ți se pot întâmpla. Surprize neplăcute. Adică am trecut prin multe, multe, nu știu, arsuri solare, am stat o vacanță cap-coadă numai în camera de hotel dezbrăcată, pentru că nu suportam nici pijamaua pe mine. Deci bine, m-am nu frit că cum ar veni și la propriu fost, și da? La figura de multe ori. Nu s-a supărat, nu că se ducea la plajă și vedea de vacanță. Da, am învățat din mers și din greșeli, cam viață, de fapt, și atunci îmi pun în bagajul de mână. Pentru că se poate pierde bagajul de cale. Ai pățit? Ai pierdut vreodată bagajul? Nu, nu. N-am pățit, dar mi-a ajuns mai târziu. Și bineînțeles că e neplăcut. Și mi-au un bagajul de mână, ce e cel mai important. Da, pe lângă bagajul de mână, tu știu că mai ai un alt bagaj, da, cu tot ce înseamnă echipament, foto, video și tot ce ne putem închipui și nu ne putem închipui. Da. Ce conține? Sunt foarte curioasă. De toate. Da, așa, 10 degete mi-ajung să număr. Sunt toate ustensilele pentru un cont de Instagram frumos, un cont de YouTube, de TikTok și de Facebook. O calitate impecabilă. De o calitate, da. Și atunci da, ai nevoie bună. De... Cu timpul le-am tot adunat, din păcate sau din fericire. Apare mereu ceva nou și trebuie să-mi cumpăr următorul model să nu rămân în urmă. Nu știu, să înșir acum niște firme, nu cred că nu, e ok. Mă gândesc okay, ca dar... valoare, te-aș întreba, în ideea în care sunt oameni care te admiră, care ar vrea să meargă pe urmele tale și pentru un începător, ce ar însemna un kit, poftim de începător? Trebuie să-ți spun că telefonul, un telefon bun, ține loc de foarte multe alte aparate. Mie mi s-a întâmplat să fac poze cu telefonul, poze admirate, chiar și de fotografi care m-au întrebat, o, da, cu ce cameră ai făcut aceste poze. Deci mai tot ce ne, aproape tot ce ne dorim putem face cu telefonul. Și aș mai recomanda unui începător o cameră de acțiune. Indiferent că faci sporturi nautice, că faci hiking sau nu, sau ești pasionat de viteză, chiar și dacă o iei la pas prin Florența, este minunată o cameră micuță pe care o atașezi la
ca un medalion la gât. Am mers cu bicicleta, da, se regăsește în cruzata. Da, 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 da. M-am dat în leagănul acela faimos din Bali cu o cameră de genul ăsta la gât și ai surprins foarte bine tot ce a fost nevoie. Ce vedea ochiul meu, practic. Vedea și această cameră, ceea ce nu se putea de pe margine să mă filmeze cineva, dar eu cu mine și sunt din ce în ce mai practice, din ce în ce mai micuțe, ceea ce e minunat. Bineînțeles că nimic nu bate o imagine din dronă, doar că nu poți folosi drona peste tot. Sunt zone interzise dronelor. Așadar, ai o dronă. Da, ai un telefon performant, de acțiune, un telefon performant, o cameră pe care o folosesc pentru poze, o cameră pe care o folosesc pentru video, cu microfon. Încerc să ocup cât mai puțin spațiu posibil. Ele sunt foarte scumpe toate. Da, 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 sunt scumpe. Cât ar trebui să aibă un om? Mă gândesc că să pornească la... Tu vrei să-mi frești cineva? Vrei neapărat să-mi frești cineva bagaj? Nu vorbim de bagajul tău, vorbim de un alt bagaj asemănător. Așa, nu un alt bagaj. Da. Apropo de asta, un alt pont este să vă puneți un tracker în bagaj, pentru că vi se poate pierde sau rătăci sau fura. Și atunci este ca o monedă foarte mică, îl bagi în bagaj. Și îl găsești în permanență pe aplicație unde, cam pe unde este bagajul tău. Eu am un tracker de felul ăsta și la chei și la portofel, pentru că mi s-a furat portofelul în Madrid și n-a fost deloc plăcut să rămân fără acte. Noi uitându-ne la filmulețele tale, că sunt story-uri pe Instagram sau de pe blogul de pe YouTube, tău sau de pe YouTube, blog unde povestesc. Da, ne iei cu tine peste tot. Da, asta și... este cam cea mai mare răsplată a mea. Și mă gândesc că într-o zi ploioasă, urâtă, dacă intru pe blogul tău și mă uit pe un filmuleț frumos, ești și soare și plajă, visez că... toți așa de bine în ziua respectivă, nu? Da, da. Și, și mă îndeamnă să-mi fac un plan măcar un de vacanță. Un plan să te inspir. Asta da, să te ai chema ta, să ne fii inspirație. Cea mai mare pentru mine. Da. Oameni care îmi scriu, mai uite, eu nu-mi permit să ajung acolo, poate nu voi ajunge niciodată, pentru că nu am timp, pentru că nu am bani, pentru că mi-e frică să zbor, pentru că, nu știu, nu pot pleca cu copiii din diverse motive. Dar îți mulțumesc că m-ai purtat și pe mine în acele locuri și am ajuns și eu astfel acolo. Iată ce cadou frumos! Da, astea sunt cele mai frumoase mesaje pentru mine și mă împing așa, mă motivează să fac asta în continuare, pentru că de multe ori nu e ușor, știi? Sunt să te duci că nu e la o plajă, îmi plac plajele sălbatice. Și să renunți, că până la urmă e un efort, mă gândesc, din partea ta. Să le cari, da. Nu, să renunți la un timp pe care l-ai putea petrece, da, lenevind undeva. Sorbind o cafea, poftim. Da, sau da. Pur și simplu să te gândești la ale tale. Nu, tu trebuie să filmezi, trebuie să fotografiezi, să te gândești, da, să prinzi un unghi bun. Un apus frumos, să fiu acolo la ora, da, potrivită, un răsărit minunat, să le arăt oamenilor. Cele mai frumoase apusuri pentru mine au fost în Bali și cred că pentru orice turist de acolo, toți vânează apusul în Bali, că asta se știe. E cel mai frumos din lume, cel puțin așa mi se pare. Și să știi că nu... am mare grijă totuși să-mi împart vacanța atât de bine, să încât nu rănești în partea cealaltă. Da, să mă și bucur de vacanță și la urmă este vacanță, da? Și să și mă întorc cu niște amintiri digitale. Caut așa un echilibru și o balanță. Am o zi în care lenevesc, o zi în care explorez, o zi în care fac numai poze, o zi în care nu fac nicio poză. Ai vreo zi în care nu faci nicio poză? Da, 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 da. Bun. Caut să e găsesc duminică, o balanță și am vacanțe în care nu fac nicio poză și pe care nu le-am postat niciodată. Nu pentru că n-au fost de adică n-au meritat sunt să fie ale arătate, tale, nu? Ci pentru că am preferat să le țin pentru mine, așa cum țin multe momente din viața mea. E bucățica ta de care nu se atinge, da, nimeni. Care pot fi foarte interesante și foarte suculente și foarte... și eu sunt tentată să le povestesc altora, pentru că sunt pline de experiențe noi, sunt momente fericite, dar parcă sunt mai valoroase când le ții doar acolo pentru, doar pentru tine și cei apropiați acolo câțiva. Și ușor am ajuns la locul 3. În top 3 destinații, ce ai ales? Mi-e tare greu să aleg. Tare greu, pentru că... mie îmi place Asia, adică... Și mie.
cu totul, tot ce înseamnă Asia. Da, chiar și murdară pe aici, pe acolo. Dar oamenii sunt minunați, mâncarea este senzațională, masajul este foarte bun, peisajele, natura, de multe ori neatinsă de om, e minunată. Așa că m-aș opri tot în Asia, la Thailanda. Bun. Bună alegere. Da, ce frumos. Ce dor mi s-a făcut de Thailanda acum că mi-ai pus De câte ori ai fost în Thailanda? De două ori am fost. De fiecare dată m-am oprit și în Bangkok. Odată am legat Koh Samui cu Koh Phangan și odată am fost doar în Krabi. Ce ți-a plăcut cel mai mult în Thailanda? Mi-au plăcut oamenii, mi-a plăcut mâncarea, mi-au plăcut prețurile. Așa e. Pentru că sunt prețuri bune. Da. Mi-au plăcut elefanții, mi-au plăcut peisajele. De masaj am zis, mi-au plăcut. Zis, mi-a plăcut masajul, n-aveai cum să-l ratezi. Da, exact, era păcat să-l ratez. În ce perioadă din an ai fost în Thailanda? Iarna. Eu leg de foarte multe ori vacanța exotică a anului de ziua mea, deci am fost de Revelion. În Bali am încercat și vara, am fost și iarna și vara. În Thailanda am prins când e iarna la noi, este vara la ei, este sezonul bun. Numai bine de ziua ta. Numai bine, deși în Thailanda depinde unde te duci. Nu peste tot este aceeași climă. Iar în Bali am fost și în sezon și în extra sezon. Și să știi că mi-a plăcut mai mult în extra sezon, pe lângă prețurile mai mici și faptul că era mai aerisit, nu erau atât de mulți turiști. Clima a fost suportabilă, căldura a fost suportabilă. Și n-ai prins ploi foarte... Nu, ploile erau calde, ploi calde, așa cum le știm, cum le ziceam. Vine noi. O ploaie de abundentă, plouă puternic, dacă urmă, gata, s-a 10 oprit minute și după aia gata. Iese adică soarele și frumos. Stai în piscină când plouă. E o ploaie caldă, deci plăcută. Sunt avantaje și dezavantaje atunci când alegi o vacanță în extra sezon. Dar în Thailanda, da, am fost numai iarnă. Atunci, dacă tu ai fost în decembrie-ianuarie, n-aveai cum să prinzi un festival al lampioanelor care are loc în noiembrie și e renumit. Wow. Da. Și e foarte frumos pentru că participanții atașează fiecărui lampion câte un bilețel cu o dorință pe care o înalță către cer în speranța că li se va împlini la un moment dat. Și arată foarte bine. Și mi se pare frumos, cred că se creează o atmosferă așa... Da. Plăcută. Da, arată foarte bine. Nu am prins niciodată un astfel de... Yupeng se cheamă și sunt mai multe, festival. Mai multe festivaluri, da? Sunt în toamnă. Foarte. Ce bilețe l-ai atașat unui lampion de genul ăsta? Că ți s-au împlinit atâtea lucruri și ai avut parte de atâtea bine și momente frumoase. Ce-l pune totuși tu? Pentru că e probabil îl înalță în fiecare an. Anul ăsta, ce bilețe l-ai atașat unui lampion? Pe care să-l ridici așa către cer cu speranța că se va împlini. Mi-aș dori să fiu sănătoasă ca să le pot face pe toate. Deci sănătate să-mi dea Dumnezeu că mă descurc cu restul. Deci asta nu e o problemă. Voi reuși să-mi împlinesc visurile. Care e cel mai mare vis al tău împlinit până acum? Ce spuneam, faptul că profesia mi-e pasiune și că am impresia că... Că e o joacă. Da, e o joacă și mă distrez. Că o faci cu plăcere, probabil. O fac cu plăcere. Nu numai faptul că îmi place, este ceea ce mi-am dorit, jurnalism, dar și sportul este un domeniu atât de frumos și îmi permite, cât îmi permite o meserie într-o redacție de știri cu jurnal zi de zi, să mai și călătoresc și să-mi încarc astfel și bateriile. Și să te bucur de toate minunățile astea. Să mă bucur de toate minunățile astea și să mă îmbogățesc, de fapt, pentru că asta este o bogăție, zic eu, cu cât călătorești mai mult, cu atât ești mai bogat spiritual. Ai vreun vis neîmplinit încă? Mi-aș dori să ajung în America de Sud, de mult. Nu legat de călătorii, mă gândesc așa, de viață. De viață. Nu știu, o nebunie, dacă vrei, ceva la care nu ne-am gândit când ne uităm la tine și spunem că te știm cât de cât, cât te-ai lăsat o dezvăluită până acum. Să fac și eu scufundări ca alții. Iată. Și să not și eu în oceanul indian. Da? Nu doar să intru așa cu... Doar până simt pământ.
Da, este o frică pe care o am de apă și care mă taie de la foarte multe experiențe. Așa, sunt sigură, foarte plăcute. Multe lucruri minunate care ți s-ar putea împlini. Trebuie să treci peste teama asta. Da, și nu știu, să găsesc un curs de not care să mă facă. Poate să... n-ai avut instructor potrivit. Am încercat de două ori. A treia oară va fi cu noroc? A treia oară poate e cu noroc, dar am tot zis că voi învinge frica asta și o să mă apuc de cursuri de not. Acum e și rușine, îți dai seama, mă duc acolo în bazin, mă întâlnesc cu toți copiii care sunt... sirene acolo, mai vine un David Popovici, 17 ani, 18 ani și... Și tu împingi colacul, nu e al meu? Da, nu știu ce e cu colacul ăsta. Puiule, vino și ia-ți colacul, copilule. Eu cu aripioarele, știi? Da, bine, nu trebuie să fie neapărat David Popovici, dar orice copil este mult mai bun de mine. Acum nu trebuie să te simți tu neapărat rușinată de situația asta. Am pățit și eu la fel pe pârtie. Da, treceau în viteză pe lângă tine, da, copiii mei. Cei mici mergeau fără nicio problemă și era mai mult pe jos. Corina, privind în urmă, care ar fi destinația în care tu nu te-ai mai întoarce? Asta e un loc în care sunt convinsă că ai stat luni de zile fără să te plictisești. Măi, nu știu dacă aș sta chiar luni de zile, pentru că de multe ori m-am întrebat... cum ar fi să locuiesc într-un astfel de loc și cred că ți se urăște cu binele la un moment dat. De acord, adică dar e un loc în care mai te întoarce. Dacă l-ai îndozenit, știi? E un loc, da, în care m-aș întoarce. În care te întoarce. Da. Unde nu te întoarce, mă interesează. Știi cum e să nu zici niciodată. Că ai ce de înțeles de ce te întoarce. Nu m-aș întoarce. Adică nu m-aș grăbi să mă întorc, poate că aș alege alte destinații în fața Las Vegasului, de exemplu. Mi-a plăcut, dar am, știi, destinațiile în care am ajuns după Las Vegas l-au bătut. Și atunci mai degrabă m-aș întoarce din nou în Hawaii sau m-aș întoarce din nou în Japonia. Da, America oricând, da. Dar mai degrabă în New York. Nu știu, Las Vegas mi s-a părut un Disneyland pentru adulți, este foarte frumos, însă mi s-a părut destul de artificial. Dar uite, Dubaiul îmi place, da? Și tot artificial. Dar e mai aproape, e o destinație caldă atunci când la noi este frig. E mai la îndemână. E mai la îndemână, Borul, da. E mai scurt. Da, exact. Deci poate Las Vegas ar fi. Dacă ai invita o vedetă la cafea, cu cine ai vrea să-ți bei această cafea? Beyoncé. Mi se pare că dă prea puține interviuri și știm prea puține lucruri și toate mi se pare că sunt foarte bine gândite și controlate. Mi se pare o mașinărie bine pusă la punct, da? bine pusă la punct și aș fi curioasă cum e ea la o cafea. Când nu este vedeta Beyoncé. Nu trebuie să afișeze Beyoncé. Ceva. Da. Fotografie exact, impecabilă. Da. Și tot așa mi-aș dori să ajung la un concert de-al ei. N-am fost niciodată și sunt sigură că e o experiență. Apropo de cafea, nu te-am întrebat ce cafea obișnuiești să bei. Cafea cu lapte. Cafea cu lapte. Ți-am pregătit un latte macchiato și n-am greșit. Da, mulțumesc. Eu mi-am luat un cappuccino și... Tu cu ce-ți surprinzi invitații? Invitații? Sau nu, inviți pe nimeni la cafea, ci doar aștepți tu o invitație sau să servești o cafea undeva pe o... La cafea am invitați, îmi place să și prepar eu cafeaua acasă. Stau foarte prost la capitolul bucătărie și... La gătit. La gătit. Ne oprim la cafea atunci, exact. Cu un fursec suficient. Deci îi servesc cu cafea și ceva prăjiturele, ajunge. Și scap onorabil. Scap onorabil, exact, da. Important e să vină să ne întindem la vorbă și să bem 10 cafele, să nu ne dăm seama când trece timpul. Corina, ne-ai purtat deja printr-o mulțime de destinații superbe, dar sunt convinsă că în sufletelul tău e un loc special unde se află o destinație îndepărtată. Aparte. Îndepărtată. Destinația visurilor tale. Și parcă imposibil de atins, nu știu cum fac, dar nu ajung odată unde? În Bora Bora. Bora Bora. E cel mai frumos loc de pe pământ. Nu mai sunt vreau să mă uit. Total de acord cu tine. Da, pentru mine rămâne paradis. Cel mai frumos loc de da, pe pământ. Da, pentru că tu știi și mi-ai confirmat că este așa, așa și în realitate, nu? Poate mai frumos. Of.
poate o să ajung și eu într-o zi. Trebuie. Și neapărat trebuie să mergi cu piroga, să-ți învingi teama de apă. O plimbare cu piroga la apus va rămâne o amintire de neuitat pentru tine. Sunt convinsă. Și ca să-ți fac deja curaj și vânt, să-ți faci bagajul cât mai repede, am primul lucru pe care să-l pui în bagajul tău. Este o geantă de plajă. Bora Bora. Te vei opri în Tahiti. Ce drăguț! Vei lua un alt avion spre Bora Bora, mic, drăguț și frumușel. Ce frumos! Și te vei trânti pe nisipul... Mulțumesc! Fin! Păi, geanta o am. Îți mai lipsește doar un prosop. Exact. Un costum de baie și cam ăsta e tot bagajul. N-ai nevoie de nimic în plus, da, crede-mă. Niște bani. Adică se rezolvă. Pentru că e destul de costisitoare o astfel de vacanță. Din păcate. Așa este. Părina, mai am o surpriză pentru tine, dar pentru asta te-aș ruga să închizi 2 secunde ochii și să fii răbdătoare. Cred că poți să-i deschizi acum. Oh. Ia, Rana! Thank you! Thank you! Thank you for coming! Ah, ce drăguț! Cam așa vei fi primită în Bora Bora, în aeroport. Mulțumesc. Când vei ajunge. Așa, cu flori? Cu o ghirlandă și... de flori. Da. Și îți doresc ca această scenă să devină cât mai curând realitate pentru tine. Să te audă Dumnezeu! Să ți se împlinească foarte și repede. Da, mulțumesc și eu, sper să devină realitate acest vis cât mai curând. Cât mă mai țin picioarele, maică! Te țin picioarele! Și mai am timp să stau în avion vreo 24 de ore, este destul de departe. Da. E departe, dar merită. Da, merită. Te cred pe cuvânt. Merită, cu adevărat. Corina, în acest cadru vreau să-ți mulțumesc și să ne luăm rămas bun. Mi-a făcut mare plăcere discuția cu tine. Mulțumesc și eu că m-ai portat din nou. Și m-am simțit ca în vacanță, ca în multe vacanțe și mi-ai făcut o poftă nebună de a pleca cât mai repede. Păi hai, gata, planifică-ți următoarea vacanță cât mai curând. Aștept să-mi trimiți o fotografie din Bora Bora cu cafea lângă tine. Așa facem, deal. Bine, mulțumesc, Corina. Și eu mulțumesc. Cafea cu visuri, susținută de La Festa.